Bună ziua, bine ați venit la expoziția noastră. Astăzi vom verniza expoziția Oameni și cărți, tipografii, librării și legătorii craiovene și am notat-o noi începuturi pentru că am ales ca perioadă de timp data în care primele tipografii încep și încep activitatea la Craiova și ne oprim undeva după începuturile secolului 20. Povestea merge mai departe și sunt multe alte lucruri de spus, sperăm să o spunem într-o altă expoziție. Pentru că vorbim de începuturi, îl fixăm în timp pe Constantin Leca, primul care înființează o tipografie la Craiova. Constantin Leca provine dintr-o familie de meseriași din zona Brașovului și ajunge la Craiova ca profesor de caligrafie și desen în urma reorganizării învățământului românesc după regulamentele organice, deci apare în Craiova în 1833. El va fi timp de 15 ani profesor de caligrafie și desen la școala centrală, iar sub patronajul școlii centrale înființează și această primă tipografie aflată în curtea Bisericii Sfântul Ilie. De acolo o va muta în casele proprii, unde își va avea și atelierul de pictură, pentru că trebuie spus că Constantin Leca a fost o personalitate complexă. Era profesor, pictor, tipograf, editor, traducător. Ca atare am încercat să surprindem în expoziție toate aceste mici sau mari amănunte care îi formează personalitatea. O să vedeți expuse, cred că cea mai veche carte pe care o avem este acest almanah publicat la Buda din 1837, unde este prezentată o litografie a domnitorului Dimitrie Ghica, litografie realizată de Constantin Leca. Inclusiv o să observăm în expoziție o imagine a vechii clădiri a Bisericii Sfântul Ilie, locul unde această tipografie a luat naștere. Mai trebuie spus că această biserică, Sfântul Ilie, dar și Madonna Tudu, în primă fază au fost pictate de Constantin Leca, dar ulterior fiind demolate, picturile nu s-au mai salvat. Adică forma pe care o vedem astăzi nu este cea pe care Constantin Leca și-a manifestat talentul cu pictura religioasă. Ulterior, tipografia acestuia sau piesele care formau tipografia sunt cumpărate de o asociere, între care sunt George Albeanu, Iosif Legătorul și Iancu Moisi. Iosif Legătorul este un evreu venit la Craiova tot așa, tot în anii 30 ai secolului al XIX-lea, care la rândul său, Iosif Legătorul avea ca profesie principală legătoria de cărți, dar ulterior devine tipograf, librar, editor și așa mai departe și vorbim aici de Iosif Samitca. El este cel care înființează editura Samitca, Institutul Tipografia, care are numeroase denumiri de-a lungul vremii până în 1922, când acest Institut de Arte Grafice Samitca devine Institut de Arte Grafice Scrisul Românesc. Ultimul sediu cunoscut este cel care se păstrează și astăzi lângă Elena Cuza, Mihai Bravo numărul 4, se numea înainte strada. Despre familia Samitca, este o familie cu multiple preocupări în acest domeniu. Se face așa ca un fel de dinastie, poate sună ciudat, dar atât el cât și fiii lui, cei patru fii, dar și una dintre fiice care se căsătorește de asemenea cu un librar editor, Philip Blazer, care iarăși apare în expoziția noastră, duc mai departe această afacere de familie, ajungând să dețină librării,
magazin de legătorie, magazin de piane, chiar înființează prima bibliotecă publică cu abonament lunar, Cartea de Aur și biblioteca pentru legată de această librărie. Librărie la care, apropo, vine și regele Carol la un moment dat să cumpere cărți pentru a le preda mai departe bibliotecii liceului care poartă numele. Am încercat să atragem atenția că aceste tipografii, librării, edituri, legătorii se concentrează cumva în zona centrală. Chiar dacă schimbă de-a lungul timpului locația, tot acolo sunt și am încercat să ajutăm publicul să înțeleagă acest fenomen și am pus o copie a unei hărți pe care o avem în patrimoniu, dar am mărit fix această zonă și am punctat exact locațiile unde se găsesc de altfel tipografiile unde s-au editat cărțile expuse în expoziție. Expoziția va fi deschisă începând de astăzi, până în luna februarie anului 2025. Numele meu este Irina Vlad, sunt muzeograf la Muzeul Oltenii Craiova și alături de mine la această expoziție au participat muzeograf Violeta Dan și documentarist Ramona Oaie.